Bine v-am regăsit, prieteni dragi. Ce ai făcut cu piesa asta? Și am făcut un proiect altfel, un proiect dedicat centenarului Mari Uniri. Este realizat împreună cu Orchestra Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale. Uh-huh. Este un proiect care mă onorează foarte mult, mă împlinește totodată, pentru că, iată, vorbim de ceea ce înseamnă România, ceea ce înseamnă valori, tradiție și, până la urmă, oamenii care au luptat pentru a fi noi așa uniți și au avut un singur gând, gând cu care au plecat la Alba. Cred că ar trebui și noi să avem un gând acum, mai ales la ceas de sărbătoare. Gând de pace, de unitate, de întoarcere la valori. Pentru că noi așa ne-am cam abătut. Poate că aceasta a fost și ideea noastră și dorința de a transmite un mesaj și celor tineri care ne urmăresc, vă urmăresc în fiecare dimineață și acest videoclip este difuzat pentru a doua oară. Prima dată a fost difuzat la Postul Public, la emisiunea Ministerului Apărării Naționale, am voie să spun, sigur, la ProPatria. Da, este o producție, studioul multimedia, Observatorul Militar, mulțumim trustului de presă al Ministerului Apărării Naționale. Sunt foarte mulți oameni implicați în acest proiect, trebuie să aduc mulțumirile mele maestrului Stelian Stoica pentru muzică și text. A avut o inspirație extraordinară de a realiza această melodie care cuprinde tot ceea ce înseamnă armata noastră, sub coroana României s-a înfăptuit unirea. Trebuie să aducem mulțumiri domnului Alexandru Budnariu pentru orchestrație. Ai foarte multă mulțumire, trebuia să pui generic la foarte mulțumiri. Și nu în ultimul rând, trebuie să mulțumim foarte mult domnului colonel Aurel Gheorghiță, cel care a coordonat tot ceea ce înseamnă partea artistică, împreună cu care am intrat în studio cu Orchestra Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale și atât ce a ieșit. Videoclipul a fost filmat, după cum ați putut observa, în Palatul Cercului Militar, în sala de marmură. Pentru care îi mulțumim domnului... Trebuie să mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit și iată că am realizat un proiect de suflet. Iată-mă! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, marea calitate a emisiunii Neața este că la un videoclip de 3 minute putem mulțumi 3 minute și jumătate. Statistic este foarte corect. Mulțumim!